te drag, nu am cuvinte. Ai fost cel mai bun părinte. Ai trudit și zi și noapte ca noi să avem de toate. Of, tatăl meu, mă rog să nu-ți fie greu, măi. Of, tată drag, să mă aștepți mereu în prag, măi. Să trăiți! Bună ziua! La mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc frumos! Haideți să ne întreb! Echipa surpriză la domiciliu! Am văzut! Și de ziua dumneavoastră, cineva drag ne-a trimis cu dar. Cine poate să fie decât copiii mei? Ziceți că din partea copiilor am putea veni? Pe noi o doamnă ne-a trimis! Păi am băiatul, am fata, am ginele, am nora! Doamna care ne-a trimis pe noi, mi s-a părut o țână mai în vârstă. Dacă e în vârstă, poate să fie nevasta mea, fosta mea nevastă. Nu știu. Nu știu. Dar cea nu, care, nu, cred că fiica mea a făcut cea asta. Care ne-a trimis, ne-a spus că îi pare extrem de rău, că nu vă este alături să sărbătoriți această zi frumoasă. E fiica mea. Avem o șampanie, în schimb, da. Să sărbătoriți cu doamnele vecine și tortulețul de 56 de anișori, astăzi. 56. E mai bine 56. N-are nimic. Îl voi lăsa eu aici, momentan. Dezvălui acum. Vă voi citi câteva rânduri. Bun, dar înainte de asta... Numele celui care ne-a trimis sau celei care ne-a trimis? Nu, eu cred că copiii sau mei. Sau celor? Cred că copiii mei din Germania. Și numele lor? Nicoleta, Adrian, Iemi și Simona. Nu știu, să vedem dacă avem la final aceste nume. Sau poate e altul. Dacă ia să vedem. Dragul meu, de aș vrea să spun la toată lumea cât de tare mă mândresc că ești tatăl meu și cât de fericită sunt că sunt copilul tău. Nici acum și nici într-o altă viață eu nu aș putea să-ți mulțumesc pentru felul cum ai crescut și cum ai educat. Mi-aș dori ca Dumnezeu să te țină lângă noi o veșnicie. Vreau să-ți spun încă o dată cât de mult însemn pentru mine, tată. Ești modelul meu de viață, sprijinul meu, alinarea mea, puterea mea. N-avem voie să ne punem pe plâns. Mi-ai fost alături. Trebuie cu zâmbete azi. Mereu, tată. Și m-ai învățat ce este bine și frumosul în această viață. Te îmbrățișez cu dragoste și îți urez din toată inima să fii sănătos, să zâmbești mereu, să ai parte de bucurie și împlinire. La mulți ani din partea fiicei tale, Nicoleta. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Avem aici un aranjament din inimă pentru tata. Vezi ce scrie aici? Da. Din inimă pentru tata. Și mai am ceva. Un tată te învață să nu uiți de unde ai plecat și îți oferă încredere în drumul ce-l urmezi. Tu m-ai învățat cum să mă port, cum să vorbesc, nu doar cum să am succes în viață, ci să port cu onoare numele tău. Datorită ție, am speranța, înțelepciunea și credința să fiu cinstit cu mine însumi. Da. Mulțumesc pentru tot ceea ce m-ai învățat, la mulți ani, cu drag din partea băiatului tău, Emi, și nora Simona și ginerile Adrian. Da. Mulțumesc, mulțumesc. Le dea Dumnezeu sănătate și lor. Și aveți aici, într-un tablou, toți copiii, nepoții și avem aici o poză și cu dumneavoastră. Da, e nepoțica mea mare, a lui băiat acolo. Da, deci aveți toată familia acum, adunați într-un ram, într-un tablou. Suntem toți aici, da. Tare frumos din partea lor, le mulțumesc din inima. Nu vă pot fi alături, fizic.
Asta este. Dar s-au gândit la dumneavoastră astăzi. Mai o lună și mă duc eu la ei. Foarte bine. Doamne ajută, niciodată nu e prea târziu să o sărbătoriți, puteți să mai sărbătoriți odată. Da, mă duc sărbătorile cu ei acolo. Foarte bine. Da. Noi melodie dedicată dumneavoastră. Tată drag, nu am cuvinte, ai fost cel mai bun părinte. Bravo, aplauze. Bun, domnul Doru, și cum vă simțiți la 56 împliniți azi? Mă simt foarte tânăr. Da. Bun. Bun, minunat. Mă simt foarte bine. Da. Ce faci, mă, tăticule? Te pup și eu, tată, te pup și vă iubesc mult de tot. Da. Pe toți patru. La mulți ani și să fii sănătos. Mulțumesc frumos, tăticule. Mulțumesc, tată.
și pentru surpriza asta care mi-a făcut și tu. Mulțumesc mult de tot. Fata mea dragă. Vă pupă, tata, vă iubesc. Te sun eu după aia să spui că asta ureche. Da, tăticule, da, 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 da. Frumoasa mea, Zina mea, te pupă, mamaia. Așteptară-mi surprizele. Tăticule, mulțumesc din suflet, tată. Din inimă, opăcui, tu știi treaba asta. Bine, tăticule, bine. Hai, dă-mă pe fata la telefon. Poftim. Drăguță, poți să mai stai cu noi aici? 3, 2, 1 și zi! Of, tatăl meu, mă rog să nu-ți fie greu, măi. Of, tată drag, să mă aștepți mereu în prag, am știut dintotdeauna adevărul sau minciuna, dar tu povață mi-ai dat mai să fiu pus ca un la cap mai. Of, viața mea, tată, ți-aș lua durerea, măi. Of, aș plăti cu ani grei, bine să fii, părul ți-a albit de-o vreme, de poveri și timpuri grele. Mâinile asprite și ele mi-aduc și azi mânăgâiere. Of, n-am cerut, dar, Doamne, mi-ai dat mai mult, măi. Of, astăzi vreau mulțumire să-ți dau, măi. Of, viața mea, tată, ți-aș lua durerea,